Ai noștri copii vor să se joace pe o tabletă, pe un telefon. Acum întrebare, e păcat, merge în iad, e voie, nu-i voie. Mă reîntorc ca familie, gestionat. Am 9 copii, nu-i ușor. În vremea de astăzi să crești, dragii mei copii, într-o vreme în care copiii noștri sunt asaltați în continuu. Vă mai spun ceva ce mă doare. Ca păstor, este și o problemă a lipsei de uniformitate în biserică. Nu sunt de acord cu uniformitatea. Suntem frumoși în ziua de azi, că dacă vă uitați de jur împrejur, suntem toți diversi. Fiecare este îmbrăcat diferit, decent, dar diferit. Și nuanțele acestea de diferență ne fac frumoși. Păi dacă toți eram exact la fel, ce plictiseală era viața aceasta, nu? Dacă toți copacii de afară arătau exact uniform, fiecare piatră și stâncă, cum ar sta lumea aceasta? E frumoasă România, că atâta diversitate de faună vezi, de munți, de flori, de câmp, de câte vreți dumneavoastră, totul e frumos că e divers, e lucrarea mâinilor Domnului. Și noi toți suntem diferiți. Uite la noi, cât e unul înalt ca un brad, e frumos că e înalt. Unii mai micuți și rotunjel, așa l-a dat Dumnezeu. Fiecare e frumos în felul lui. Asta e frumusețea Domnului. Diversitatea nu e problemă. Dar la un anumit nivel, în principiu, în special, ar trebui o relativă uniformizare. Ca de exemplu, dacă eu aș spune ca tată, nu e normal copilul meu la vârstă de 10 ani să stea pe TikTok, pe Snapchat, pe alte platforme, nu e normal. Nu cred că e normal ca un copil la vârsta aceea, când de-abia încă îi se creează conceptul intelectual, să-l infectez cu lucrurile astea, ca să nu mai spun că zic unii părinți, frate, eu habar n-am ce face el acolo, numai Dumnezeu cu mila. Greșit! N-ai voie în ziua de azi, în anul 2023, ca părinții să spui, eu nu știu. Dacă tu nu știi, sună pe cineva care știe, n-ai voie. Este o abdicare de la responsabilitatea care o ai. N-ai voie să faci așa ceva. Crezi că vine un doctor, nu-i specialist în domeniul tău, spune, bă, nu știu, lăsăm așa, vedem ce-a fi. Pă, domn doctor, nu-ți rușine. Cheamă un specialist, eu mor aici. Păi eu nu-s pe inimă, cardiologul cu inima, nu-i cardiolog pe aici, azi mori. Nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Adun un cardiolog. Dacă tu nu ești expert în domeniu, nu-i bai, că nu-ți cer să fii expert în domeniul tehnologic. Cheamă pe cineva care este expert. Sunați la un prieten, un alt tânăr din biserică care are darul acesta. Cum pot să-mi protejez copilul? Îi dau o tabletă, îi dau un telefon, dar pun un filtru pe el să nu vadă porcărie acolo, să vadă pornografie și alte mizerii. Am grijă cât timp stă pe el, că el spune că se culcă. Și până la 4 dimineața stă pe telefon. Era un copil adus la o consiliere, la un psihiatru creștin. Și-au găsit tulburări psihice foarte grave. Și-au întrebat cum a ajuns acolo. Copilul spunea că a vrut și el să fie încadrat într-un grup de prieteni la școală. Un grup de copii de la liceu, mult mai mari ca și el, i-au făcut un favor și l-au luat cu ei. Băiețelul acesta, tinerel, așa s-a simțit de important. Păi băieții ăștia mari, să-l vrea pe el împreună cu ei, a fost ceva excepțional. S-a aliniat cu ei și ăștia îi spun, acum dacă vrei să fii cu noi, tu va trebui să asculți muzică ca și noi, să faci ce facem noi. Și au dat un CD cu muzică satanistă. Și copilul acesta noaptea, când se culcau părinții, stătea toată noaptea și asculta muzica aceasta. N-a mai dormit bine, i-au inundat demonii capul cu tot ce a ascultat și a ajuns cu tulburări psihice și depresie. Un copil mic, la vreo 10 anișori. Și acum repară, dacă poți, după așa situație. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Mare, mare atenție la ceea ce permite să stea mâna copilor noștri. E necesar să trăim într-o lume modernă, pentru că aici suntem și să ne adaptăm la aceste nevoi, dar cu filtru și cu mare atenție. Educați-vă ca și părinți, dacă nu știți dacă ceva este bun sau nepotrivit. Treceți prin filtru libertățile dumneavoastră creștine.